Pentru echipele din Câmpul Lung, seria meciurilor amicale va continua în acest sfârșit de săptămână. La Aro Câmpul Lung, în amicalul de sâmbătă cu Gurașuții, va debuta cel mai probabil Florin Costea. Mâine vom desfășura un nou joc amical la Dragoslavele, împotriva celor de la Gurașuții din Dâmbovița, liderul Ligii a 4-a. La acest joc va debuta pentru echipa noastră și ultima achiziție Florin Costea. Și, după cum spuneam, urmează o perioadă până la începerea campionatului cu antrenamente, 3 antrenamente săptămânale plus jocuri. Următorul joc amical pentru echipa noastră va fi miercuri, tot la Dragoslavele, de la ora 16, împotriva celor de la SR Brașov. Iar sâmbătă, tot aici, vom juca de la ora 11 cu Roberto Ziduri, Liga 4 din Dâmbovița. Meci amical are programat sâmbătă și formația de Liga 3-a Mușcelul Câmpulung. Echipa pregătită de Vasile Slăninoiu va juca la Bradu cu Vedița Colonești.